O prietenie regală este reconstituită acum din fotografii și documente la Muzeul Antipa. Este prietenia savantului Grigore Antipa cu regii României, prietenie căreia îi datorăm un muzeu cu totul special. Regele Carol I i-a acordat biologului o bursă regală pentru a-și face studiile în Germania. Revenit în țară, Antipa primește crucișătorul Elisabeta, o navă de luptă pentru prima lui expediție. Multe dintre exponatele pe care le admirăm astăzi la muzeu provin de atunci. Regele și-a dat seama că acest tânăr are potențial, era educat bine și aproape că predicam pustiu în România. El spunea ce bine este să organizăm canalele din delta și să avem o creștere de pește. Și toată lumea râdea de el pentru că era perioada în care din orice baltă din România prindeai pește. L-a cucerit pe rege în delta cu ciorbă de pește făcută de lipoveni și cu crab la proțap. Oana Popa, geneticianul care conduce laboratorul de biologie moleculară a Muzeului Antipa, a descoperit anul acesta fotografii ascunse în arhive care au recompus istoria acestei prietenii. În cartea de onoare pe care o păstrăm cu foarte mare drag, sunt semnăturile micilor prinți. Practic veneau la muzeu oricare alt copil, îndrăgostit de natura. Antipa a fost întotdeauna prietenul lor de suflet, un prieten cu care ei discutau probleme științifice, pentru că întreaga familie regală, toți membrii erau extrem de erudiți. Un fluture gigant și ierbarul regelui Ferdinand expuse la Antipa dovedesc această pasiune a suveranului, care vorbea și japoneza veche. Începând de anul acesta, atât Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, cât și manifestarea științifică, Congresul Anual de Zoologie al Muzeului Grigore Antipa, se vor desfășura sub înaltul patronaj al principesei moștenitoare Margareta României. Este, da, o reînnodare a unei prietenii regale din trecut. Fica regelui Mihai a fost atât de plăcut surprinsă când a văzut descoperirile Oanei Popa, încât și-a dorit să ofere patronaj regal muzeului.